În 25 martie, la ora 7 dimineața, Apa Prodă a anunțat pe pagina de Facebook că se sistează furnizarea apei în localitățile Călan, Călan Orașul Nou, Batiz, Băcia, Tâmpa, Simeria, Simeria Veche, Deva, Mintia, Vețel și Herepeia, pe motiv că aceasta nu ar fi potabilă. Acest lucru a generat nemulțumiri din partea cetățenilor, iar autoritățile și instituțiile abilitate au demarat o serie de verificări pentru a vedea dacă au fost respectate procedurile necesare în această situație. Situația a fost analizată în profunzime de către conducerea Consiliului Județean Hunedoara, în subordinea căruia funcționează operatorul de distribuție a apei potabile Apa Prodă SA. Rezultatele corpului de control au arătat foarte clar că incidentul din 25 martie a fost cauzat de o situație tehnică necorespunzătoare. Deci nu mă refer la calitatea execuției lucrării de aducțiune de la ASE către Deva, și mai degrabă la imposibilitatea tehnică de a curăța această conductă, astfel încât să nu existe impurități și să declanșeze sistarea de apă din 25 martie. Potrivit președintelui administrației județene, din punctul de vedere al Comisiei de Control, responsabilitatea este strictă a celor care ar fi trebuit să monitorizeze această lucrare din momentul proiectării până în momentul punerii în execuție. Ca și concluzii, se impune tragerea la răspundere conform fișelor fișelor posturilor și a contractelor de muncă a celor implicați direct sau indirect. Totodată, pierderile tehnologice suferite de Apa Prod vor fi suportate de către constructor, căci lucrarea nu a fost predată, nu a fost recepționată de beneficiar. Costurile amenzilor date de DSP vor fi suportate de către angajații care au greșit și principalul nostru obiectiv este, prin aceste sancțiuni, este să nu... Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a amendat compania Apa Prod în prima fază cu suma de 10.000 de lei pentru nerespectarea legislației în vigoare cu privire la modul în care compania a anunțat Direcția de Sănătate referitor la problemele apărute. O a doua amendă, tot de 10.000 de lei, a fost emisă din cauza că probele de turbiditate la apa livrată în rețea în acea perioadă nu s-au încadrat în parametrii de potabilitate.